Bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. 2017 a fost un an în care am avut invitați din toate domeniile, de la sportivi până la medici sau psihologi, cu toții au venit să ne spună povestea lor. Cum au câștigat medalii, cum și-au revenit după accidentări sau cât de mult contează să fii pasionat de ceva anume, cum ar fi sportul, dar fără să-l practici. Până la urmă, intenția noastră a fost și este să vă inspirăm. Asta intenționăm și în 2018 prin emisiunea Zoom Sport. Însă acum vă invit să urmăriți cele mai haioase momente petrecute la Zoom Sport, dar care nu au fost în direct. Noi am fost pe fază și le împărtășim cu dumneavoastră. Vizionare plăcută! Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Bună seara și bun găsit la o nouă ediție Zoom Sport. Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Zoom Sport. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Bună seara, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Zoom Sport. Bună ziua și bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Zoom Sport. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Zoom Sport. Și astfel a luat naștere școala de handbal Ștefan Virtalan. 3 luni, nu? Exact când se zice și de o sarcină, nu? Fiind și singură, știi, adică că eu n-am bărbat. Nu? Nu. Nu ești singură acum? Da, da. Cum naiba? Mama, exact asta este complexul femeilor mișto, da, care nu găsesc, da, un bărbat la fel de mișto ca, da, el. A intrat generic cu 30, da, da, de secunde. Hai că aș sta de taină, hai putem să nu mai dăm emisiunea. Da, da. A făcut bretonelul ăsta, iar par copiliță. O, Duca, ce faci? Începe misiunea imediat, te pup! Și ca să nu mai trece în cadă, nu, să nu trec. Ce face domnul Silviu? Ai vrut în direct ai emis. Pentru tine, first love is handball. Eu mi-am luat o foaie, dar mi-am luat-o cu Astra, nu mi-am luat-o pe aia cu... zic cu desfășurătorul. E în redacție, nu mai contează. Ce să zic? Orice, ca să fie probă pentru microfon. Am înțeles. Poți să numeri. Bună, Gianina. Mai zice? Uite, ăsta e părul meu natural, așa arată. Da? Păi, ții minte când m-ai împletit atunci? Țin minte. Te erai cam tăcut, așa? Uite, ce vrei să spun față până acum? Bună ziua, bun găsit, stai că fac și o probă. Mai destul de tricou așa aici. Așa, așa. Bună ziua, doamnelor, bine ați venit la Dungeon Sport. Domniță! Bună ziua, domnițelor! Dudurile! Și domniță, da! Bună ziua, domniță! Bra, bre, bre, bro, bru, bră, bră, cra, cre, cre, cro, cru, cră, cră, vra, bre, vri, bro, bru, bră, vră, bra, bre, bre... Nu fără... Ral, re, ri, în 3 minute. Ral, re, ri, rol, rul, ral, r, cra, cre, cri, cro, cru, cre, cr. La mai câteva luni de când ești președinte, nu? Să știți că nu sunt schizofrenică, vorbesc cu producătorul meu. O merge, da, pentru că... Să uită ăștia că nu mișc eu limba. Da? Uite-mă! Sunt cam obosită că m-am apucat să fac și eu sport ca lumea. Adică gen să alerg, să fac în casă programe din alea, 10-15 minute, știi, de abdomene. Mamă, dar știi cum sunt, ce mă obosește? Că eu mi-am antrenat foarte mult, mai ales în ultimii 2 ani, mi-am antrenat foarte mult mintea, știi, gen dezvoltare personală, blablabla, știi? Dar corpul mai puțin, mă și ajută, știi, că oricât aș mânca 30 de secunde. Dar acum trebuie să fac și pasta, că trebuie să-mi dau cu totul haina jos.
Deci bună ziua, bun găsit, fac o probă, mai avem 4 minute. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Am fost învățați de când eram mici că femeile sunt sexul slab. Dar totuși de ce trece timpul, parcă și noi, femeile, începem să ieșim din vechea paradigmă și să ne asumăm responsabilitatea. Dovada unei astfel de femei în lumea sportului este Lorena Balaci, actual coordonator al Centrului de Copii și Juniori Juventus București. Bună ziua, bine ai venit pe la noi. Asta eu l-am compus. Așa am simțit să scriu. E o tendință de promovare, mă. Nici nu mai știu cum e 40 de secunde. Nu mai știu cum arată, chiar vreau să-i văd și eu, că știu că erau frumoși când erau mici. Așa sunt și acum, nu? Da, tare. 30 de secunde. O să fie discuția, că nici am avut, gen cam cum am avut noi aici, dar un pic mai de televizor, așa, știi? Dăm și noi, faci și noi o postare cu tine. Stai, vedem acolo. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob, mai este foarte puțin să înceapă. Da, da. Bună ziua, Vasile Ușan, bună ziua, Marius Alexe. Să rămână. Andrei Roșu, Vasile Ușan, Marius Alexe și... Ionuț Olteanu. Să rămână. Ce ai tu acolo? Aveam Alexandru Dumbravă și Ionuț Olteanu. Măi, de unde plecați voi în panele? Păi pe tine nu te vede nimeni acolo, dacă n-ai avea emisă Florona. Da, stai un pic, da. Și tu, Marius? Să rămână. Bărbații dau clasă femeii. Nu foarte cald. Bittenheim, Bissing. Ia o ia. Dar ce, că eu nu sunt bună la matematică? Cum nu știi, ești bună? Deci 11. Da. Ești foarte bună. Zoom, dăm zoom pe sport. Dă-i mesaj. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, campioana României la handbal CSM București, am obținut victorii în ultimele... În ultimele meciuri, iar acum se află pe loc de sferturi. Parcursul este lung și tocmai de aceea i-am invitat astăzi în studio pe oficialul echipei CSM Bogdan Vasiliu, dar și pe jucătoarea campioanelor Cristina Vărzaru, să urmează bla bla 40. Ce fondant era unghi? Sunt și omoritată, vezi? De unde? Că nu sunt. Serios că nu sunt. 5 secunde. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Da, tu de ce ai ajuns la Iurea? De chioară, de ce? Nu sunt. 0,75. Mamă, am vărsat apa asta pe aici. 30 de secunde, bă, mă, lași atât de repede. Mamă, Edita, mai apa aici. Da, chiar e băltoacă. Serios? Bă, bateria avem în ea? Da. Să ieși de foc? Asemenea, da, da, chiar Bolteancă sunt de foc. Bolteancă cu focul, ia! Da, mă, Bolteancă, nu, nu, da. Nimeni nu-i perfect. Vedeți că aveți aici două, două lenge? Două, da, sunt de similoritate. Președinții, da? Da, mă felicită pe Roca că a ieșit așa, așa. Din cei trei, a ieșit cele mai multe voturi. Da, da, e mai bine. 5 minute, hai că facem poza și mă duc. A, scuze. Auzi, Axel, mie-mi trebuie un ruj. Păi, nu știu, nu pot să trimiți pe cineva la machiaj să-mi ia un ruj, că uite ce ruj mi-am luat după mine, ăsta roz și nu merge de nicio culoare, zici că-s papițoică. Păi, de regie, de acolo nu ai tot cineva? Naționala de handbal debutează astăzi. Ai adus un ruj, mamă, ești genial. Bravo. Hai, gata, gata. Aha, super. Mulțumesc mult! Mamă, și eu te mi-a adus să mă și asortez. Un minut?
Băi, altceva, ce să zic. Dar cum te-ai nimerit exact culoarea aia? Nu? Dacă nimerit-o bine. Păi s-au gândit fetele de la machiaj. S-au gândit, bă, în ce era asta îmbrăcat. Ia. 30 de secunde. Hai, Bogdane, stai aia. Păi zici că te caută la... Gata, gata. Gianina începe. Băi, ar fi intrat în panică. 3 minute. Uite, se vede cava și... Mulțumim. Să pitezi. Ia uite. Uite, cava și o are pasta mică. Păi, uite, spaniolaicele astea am primit. Zâmbesc, calea. Păi, noi cred că eram... Te aud. Ai răbdare, că deocamdată n-am pe nimeni. Bă! Mamă, să ei sunt pe Telecom Sport 2 și noi pe 1. Ies, trească, hambalul. Mamă, ce mă bucur. Bă! Sunt frunșică ea, frunșică fug și slăbuță, fit așa, adică nu s-a părut că ați măritat pe post, hai să mă băsălesc. Să mă băsălesc. Unde e, mă? Să te vizuelează. Să mă revărs. Ia uite ce mișto ne vedem. Super. Deci, nu o să am monitor de control, dar... Uite, am, gata, am și monitor. Văzut, senyora Mrfito! Cu cealaltă mână. Am ruși pe dinți? A? 30 de secunde până la copertă. Băi, dar parcă sunt prea sus acum. Uite! Că ești cocoțată. Băi, dați-mă mai jos. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, să avem cu toții o primăvară frumoasă, da? Bună ziua, bun găsit! Bă, da, eu nu știu la emisiune de ce-s mai slabă decât că la jurnale. De ce la emisiune sunt mai slabă decât la jurnale? Tu te crezi? Faul 9 metri! 2 minute! 2 minute, clar! Hai că trece timpul, hai de ea mingea! Aole, ce greu! Tu te ucis! 7 metri! Mamă, ce mințiune e grea. Dar cine era? Cristina? Pe cine? Păi, dar cine și-a sunat? Aaaa, meritată noastră, care știe cerul. Am frică. Nu mi-e mai frică la asta. Mai sunt 10 secunde. Aoleu, hai că faulă! Mamă, prelungit să mor, am zis că să prelungit. Mai sunt 10 secunde, are time-ul. Da, dar să fie prelungit să nu dată. Aoleu, suntem 5. Mută! Nu, mai Eliza, de ce? Nu cred. Dar mai multe vom povesti astăzi la Zoom Sport. Bună ziua, bine venit pe tine. Da, hai, putem să începem treaba. Trebuie să avem succes cu emisiunea. Tu. Ce, să mă ridic eu? Eu o să mai zic ceva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2... Nu vedeți, nu? Păi nu știu, cum vreți voi, eu așa stau. Păi eu așa stau, mai fac așa, mai stau așa. Dacă vreți mai scoateți ceva în evidență, scoatem. Ideea e să ne încadrăm în 27 de minute. Teoretic 25, da. Asta că mă fac eu mare și o lungesc eu. Vreau să creez exemple, adică vreau ca cei care se uită la noi să... La mulți ani, mersi! Ca cei care se uită la noi să fie inspirați de poveștile noastre. Bra bre bre bro 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 bra bre bre bro 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 bra bre bre jra jre jre kra kre kri Să fac și așa?
Dacă vreți, da. Nu să știi că te aud în continuare, slab. Deci te aud, zici că aud de la... Ce? Slab tu, în continuu e slab. Aia e, întreb așa, dar aud greu. Da. Nu. Tot slab, nu. S-a schimbat sistemul competițional la... Mă, dai mai aproape de la sau îl dau eu? Lasă-mă. Hai, dă să văd și eu odată prompter, te rog. Na? Mamă, da, știi cum te aud? Cum? Bine. Dar vorbești mai, să vorbești mai tare, te rog. Da, da. Greu-ți, da, te aud. Adică să rămân cât mai fix. Bra bre bre bro 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 bro. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Am avut un weekend... Stai că se plimbă Sorin pe aceea. Am avut un weekend intens la Dolce Sport. CSN-ul a luptat la Budapesta ca să-și apere trofeul câștigat anul trecut. Liga Campionilor nu a ajuns, din păcate, la București, dar măcar am câștigat o medalie, bronzul. Discutăm în următoarea jumătate de oră despre întregul eveniment organizat de unguri cu Narcis Alecuș. Pentru copii mici, dacă ați înregistrat-o, dați-o după ora 12 noaptea, vă rugăm frumos! Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Fiecare sportiv pe lângă activitatea pe care o practică mai are. Da. Bună. Domnul Broască. Băi, părul meu pare prea mare, nu pare, a? Victor, zici și tu două vorbe. Să te uiți bună, Gianni. 1, 2, 3. Nu să mă iei. Sigur? Voi sunteți super. Și tu ești super. Amândoi suntem super. Mai Broască, iar ești la serviciu? Măi, iar ai venit la serviciu? Deci v-ai scris cu cineva. Speri oamenii ăștia. Avem un coleg în regie care are porecla Broască. Avem Broască, Piticu, Chioru. Care mai sunteți, mă? Chioru, Mielu, Creve și... Auzi, Filescu, ce fac, stau cu ochelari sau fără? Așa și așa. Mi-i las? Andrei, dorm pe tine. Sunt calma, tata. Filescule, să-mi zici când începem. Măcar am anunțat eu colegii că te măriți peste 3 ani. Da, exact. Teoretic, au zice producătorul. Practic, peste puțin timp. Mm.
cum a... Eu care sunt foarte relaxată atunci când pică scumpă. Aceeași chestie o discutam și cu Cristina Neagu când a venit. Zice, mâna, voi scaunele astea, nu știu cum serios, se împacă. Dar poate dacă pic de pe scaun în direct, asta e. Adică o să fie audiență maximă. Asta dacă sună, face... Mai bine îl ducem bine. Băi, îl închideți. Păi că îl închide tot, ca să știu un lucru. Băieții din regie, noi am vrea ca emisiunea asta să aibă cel puțin 2 ore și n-am mai zis-o nimănui până acum. Mulțumesc! E de aici în sus? Uitați, astea sunt cadrele. Puteți să arătați cadrele, vă rog? Da. Deci ăsta, cadrul ăsta, sunt 2 cadre. Ăsta, asta. Da. Și ăsta. Și ăsta, ok. Da. Bine, atunci o să mă așez cu picioarele într-un fel în care, dacă auziți poptesc, mă salvați de aici. Și că dacă ții așa, e perfect. Atunci când soară, nu? Ce zici? Deci trebuie să arăt, sau tot timpul. Da, nu, o să zic eu. Nu tot timpul, te chemăm la noi, nu? După ce că tragi mașinile după tine. Deci tu acum ianuarie cât faci, 26? 26, da. Păi băiatule, ce-i cu tine pe aici? Ce, dar aveți o limită? 30 plus? Ei, a, da, glumez. Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Janina Iacob. Se spune că în viață nu poți face 2 lucruri perfect, dar cine spune asta? O zice cineva cu o viziune imperfectă vis-a-vis de cursul vieții, mamă, ce-am creat aici. Paloș. Paloș? Paloș, da. Cum Paloș? Deci cum a zis? Paloș. Paloș? Ce dar voi unde ați învățat să comentați din asta? La televizor. Nu știu, ne-a plăcut de când eram mici. Serios? Mici, nu mici. Eu mereu am avut o simpatie pentru bărbații în colanță. Da. Și mare așa, mai ales așa. Și cu mușchi, cu grăsime și cu da. Da, microfonul e aici. Venim. E bine, înainte de a zbura către Ungaria, Per a trecut pe la noi și l-avem chiar acum invitat în studio. Hello, Per! Welcome here! Looks good. Sounds good. Așa? Stau bine? Bună, dragă! Așa? Nu a fost de acord să primească ceva așa simplu din cer, ci dimpotrivă s-a reinventat și în alte domenii și chiar i-a ieșit. Doamnelor, domnilor, Andreea Răducan. Bună, Andreea, bine venit la noi. Vezi ce introducere ți-am făcut? Așa te-am văzut eu pe Andreea tine, serios. Andreea cu burtica la înaintare, m-am uitat acum. Te vedem ales dintr-o parte de aici. Da, da, da. Zici că am înghițit balonul. E la fel ca ala din Zoom. Da, exact. Mă gândeam că era mai bine să fi făcut în partea elaltă decât aici. Că stai cam... stai și cu mâinile așa. Tu și unde vrei să mă ieși? Că nu am loc. Da, te cred. Bine, țin aici așa. Bine? Stai așa un pic, gata. Stai așa. Mamă, dar e departe camera asta. E, nu, mi-a scris Dita mai textul. Se spune, eu dacă nu fac ca tine, nu pot să citeze un prompter sau ceva? Ia citește tu, acum. Ia. Eu bun găsit la Zoom Sport. Campionatul European de Gimnastică organizat la Cluj a fost un succes. România a încheiat cea mai importantă competiție de gimnastică pe care a găsit-o în ultimii 60 de ani cu 4 medalii. Cele 2 de aur le-au obținut Marian Răgăsul la Col și cădem la Ponor la Bărnă. Zice, nu-i zic aiurea? Păi ce avem? Ia de la început, te arăt eu cum citești. A, mai tare. Okay. Deci, iată-mi, dicția ce înseamnă, ca să pronunți toate cuvintele ca lumea. Tu, de exemplu, zic, bună ziua, bună ziua, ați un sport, acolo de gimnastică organizat la Cluj, a fost un succes. România a încheiat cea mai... înțelegi? Dicția te ajută ca să pronunți cuvintele cu toată gura, știi? Și ce înseamnă asta? Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport! Campionatul European de Gimnastică organizat la Cluj a fost un succes. România a încheiat cea mai importantă competiție de gimnastică pe care a găzduit-o în ultimii 60 de ani cu 4 medalii. Înțelegi? Ia mai zi o dată.
Deci cu toată gura, știi, dar să nu se vadă că faci. Te uite, așa. Ia uite. Mi-a plăcut. Mă, ăștia sunt bune sau? Axel? Axel? Auzi, Axel? Auzi, Axel? Axel, mă auzi? Axel? Auzi, Axel? Axel, mă auzi? Axel, tu mă auzi? Axel? Axel? Măi, Axel? Axel? Totul mă uitam în cărțile pe care le studiez și chiar scria acolo, știi, că e ok să îți începe ziua cu afirmația Doamne, mai presus de voia mea, făcă-se voia ta. Știi? Că el știe cel mai bine ce e pentru noi și că ăsta e maximul de putere pe care tu poți să-l ai când te lași în voia lui, știi? Chiar ești profundă, nu m-aș fi așteptat. Da, știu că nu-mi pare. Ia să vezi ce o să râdem noi când o să facem de Crăciun materialele astea cu making of, știi? Că asta, uite, camera e roșu pe mine, making of scrie pe mine. Inclusiv asta ce zic acum. O să fie băgată, o să vezi. Aceasta a fost emisiunea Zoom Sport de astăzi. Sunt Gianina Iacob și vă aștept miercurea viitoare cu noi subiecte la Zoom Sport. Zi frumoasă să aveți, pe curând!